Bună ziua și bun regăsit și la ediția de astăzi marți 10 februarie 2009 a web serviciul în limba română al redacției web din cadrul primăriei din Torino wwwcomunetorinoit Această ediție împreună cu toate celelalte ediții anterioare sunt disponibile și pe canalul YouTube la adresa wwwyoutubecom pe ecranele dumneavoastră, dar și pe portalul nostru sunt disponibile ambele adrese. Începem știrile de astăzi, cu actualizare importantă privind bonusul fiscal prin circulara numărul 2 din 3 februarie 2009, agenția fiscală clarifică faptul că la calcularea numărului membrilor familiei pot fi cuprinse și persoanele care se află cu domiciliul în România, dar care figurează în întreținerea solicitantului. Textul circularei precizează, pentru a beneficia de bonus, este necesar ca solicitantul să fie rezident în Italia. Pentru ceilalți membri ai familiei, soț-soție, fii aflați în întreținere sau alți membri de familie, nu este necesară rezidența în Italia, este însă necesar să fie documentat faptul că respectivele persoane se află în întreținerea solicitantului bonusului fiscal. Termenul limită pentru prezentarea cererilor este de 28 februarie. Institutul Cultural Român invita asociațiile românești de pretutindeni în anul european al creativității și inovării să transmită propuneri de parteneriat în vederea realizării unor proiecte destinate nevoilor cu culturale ale comunităților pe care le reprezintă, dar și promovării culturii române, a imaginii României și a românilor în lume. Domeniile în care se pot realiza proiectele sunt artele vizuale, teatru, muzică și dans. Bugetul total al programului este de 30.000 de euro pentru trei proiecte selectate. Proiectele pot fi depuse în perioada 10 februarie-20 martie, perioada desfășurării efective a evenimentelor fiind 1 aprilie-5 decembrie. Informațiile suplimentare, precum și formularele de înscriere, sunt disponibile atât pe portalul nostru, cât și pe portalul Institutului Cultural Român. Marți, 17 februarie 2009, de la orele 20.30, Biserica Ortodoxă Română Sfânta Cruce, din Via Academia Albertina numărul 11, va găzdui prezentarea ediției italiene a volumului Icoanele pe sticlă de la Sibiel, Muzeul Zosimo de Giovanni Rogeri. Cu aceeași ocazie va putea fi vizitată o expoziție de icoane pe sticlă Realizate de către copiii care participă la cursul de pictură pe sticlă organizat în biserică. În încheiere, vă semnalăm și paginile revistei Torino Plurale pe care vă propunem pe portalul nostru. Vă atragem atenția doar asupra unui ciclu de evenimente organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii Materne, promovată de către UNESCO în data de 21 februarie, cu scopul de a valorifica și de a difuza diversitatea lingvistică și culturală. Manifestările dedicate acestui eveniment care se vor desfășura la Torino sunt disponibile pe portalul Literature Bicolori. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi, marți, 10 februarie 2009. Următoarea întâlnire cu noi, redacția webștirilor, va avea loc vineri 13 februarie, în jurul orei 13. Dar nu vă speriați, nu vă va purta ghinion. În jurnalul nostru de vineri vă vom da sugestii privind sfârșitul de săptămână dedicat îndrăgostiților, căci, așa cum vă anticipam deja săptămâna trecută, San Valentino va aduce cu sine un întreg weekend dedicat culturii. Manifestarea intitulată Îndrăgostiții de cultură va deschide porțile muzeelor, numeroase vor fi cele care vor putea fi vizitate gratuit. Până atunci însă, până vin vinerea viitoare, vă dorim zile bune, la revedere și pe curând.